Bine v-am găsit la principalul grupaj informativ, stimați telespectatori, să urmărim împreună evenimentele de astăzi. Dacă e 1 iunie, e ziua tuturor copiilor. Elevii școlii de televiziune și modeling by Diana Cerciu și-au petrecut ziua la trustul de presă eveniment. Micuții au cântat, au dansat, au intrat în direct la radio și s-au distrat pe cinste. Cei care au liber de 1 iunie au petrecut ziua copilului în familie. Ca să nu stea în casă, oamenii au luat cu asalt centrul orașului. Mai ales că în Piața Mare au fost amenajate locuri de joacă pentru copii, iar în Piața Huet se desfășoară un festival culinar. Chiar dacă majoritatea bugetarilor au liber în această perioadă, angajații din spitale sunt veșnic la datorie. Toate cele 9 unități spitalicești din județ au în această perioadă program de gardă, la fel și medicii de familie care își desfășoară activitatea în unități cu program permanent. Dacă ieșiți la grătar zilele acestea, aveți grijă unde aprindeți focul. O adiere de vânt este suficientă pentru a stârni un incendiu de vegetație. Specialiștii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență dau câteva sfaturi pentru o mini-vacanță petrecută în siguranță. Dacă e 1 iunie, este ziua tuturor copiilor. Elevii școlii de televiziune și modeling și-au petrecut ziua la trustul de presă eveniment. Micuții au cântat, au dansat, au intrat în direct la radio și s-au distrat pe cinste. La mulți ani, copii, este 1 iunie, este ziua voastră. Multă sănătate și multe bucurii. Să creșteți cu zâmbetul pe buze și viața voastră să fie asemenea unui cer senin. Și să nu uitați, copilăria este cadoul pe care ni-l dă viața. La mulți ani tuturor copiilor! Câteva dintre vedetele școlii de televiziune și modeling by Diana Cerciu și-au petrecut ziua de 1 iunie la trustul de presă eveniment. Copiii au cântat, s-au distrat și le-au făcut cadou ascultătorilor Eveniment FM o oră de amintiri din dulcea copilărie. Ce faceți voi? Cum vă simțiți de ziua copilului? În primul rând, dacă vă simțiți copii. Da, mă simt copil pentru atâta timp cât părinții mei sunt în viață, eu sunt copil. Tu ce crezi, Iosif? Când încetează un copil să mai fie copil? După părerea mea, niciodată. Noi până murim suntem copii, deci... În sufletele noastre, probabil, copilul este mereu viu, nu-i așa? Important este să-l ținem noi mereu tonic și prezent în toate acțiunile noastre. Carla, cât de importantă crezi tu că este educația pentru un copil? Educația pentru un copil este foarte importantă, deoarece dacă nu ar fi educația, cred că ar fi o mare harababură și... mare haos, nu-i așa? Da. Până la urmă, educația este cea care determină ce fel de oameni suntem noi în, exact, în societate. Și probabil sămânța care determină lumea în care trăim. Denisa, dacă ar fi să schimb ceva pentru toți copiii din lume, o regulă, o lege, care ar fi aceea? Aș face pace în lume și pentru aș interzice abuzul acestora. Wow! Nu știu ce învățați voi la școală, dar se pare că ați fost introduși direct în temă. După o oră petrecută în studiourile de radio, cei mici au încins petrecerea așa cum numai copiii o pot face. Muzica pe gustul lor și prăjiturile au transformat ziua într-o adevărată aventură cu hohote de râs, dans, voie bună și toate ingredientele specifice unei aniversări reușite. Cei care au liber de 1 iunie au petrecut ziua copilului în familie. Ca să nu stea în casă, oamenii au luat cu asalt centrul orașului. Mai ales că în Piața Mare au fost amenajate locuri de joacă pentru copii, iar în Piața Huet se desfășoară un festival culinar. Sibienii care nu au plecat încă nicăieri în prima zi de mini-vacanță de ziua copilului, respectiv Rusalii, au luat cu asalt orașul, iar decizia lor pare să fi fost una înțeleaptă. Și asta pentru că în această perioadă este în plină desfășurare o sumedenie de evenimente pe toate gusturile. Piața Mare a fost transformată în loc de joacă pentru cei mici. O saltea pneumatică gigant și o arenă de fotbal au fost printre cele mai importante atracții ale copiilor. Mulți dintre ei au petrecut în centrul orașului câteva ore bune. De distracție au avut parte și adulții, pentru că în Piața Huet s-a deschis porțile joi un festival
culinar. Mirosul cărnii prăjite și condimentate după rețete secrete, sosurile care mai de care mai colorate și mai îmbietoare, dar și deserturile pregătite chiar în fața publicului au reușit să-i dea gata pe vizitatori indiferent de vârstă. Tot de joi, în Muzeul în aer liber a început Târgul Național de Jucării. Cei care au ajuns acolo în încercarea de a se ascunde de zăpușala orașului au avut parte de ateliere pentru copii. Chiar dacă majoritatea bugetarilor au liber în această perioadă, angajații din spitale sunt veșnic la datorie. Toate cele 9 unități spitalicești din județ au program de gardă, la fel și medicii care își desfășoară activitatea în unități cu program permanent. În perioada mini-vacanței datorate Zilei Copilului și a Rusalilor, toate cele 9 unități spitalicești din județul Sibiu vor avea deschise linii de gardă permanente și vor acorda asistență medicală de urgență. Direcția de Sănătate Publică Sibiu va asigura de asemenea un serviciu de permanență unde se pot raporta eventuale nereguli privind sănătatea publică. Sibienii care au nevoie urgentă de un medic vor găsi deschis la Spitalul Județean Sibiu, Spitalul de Pediatrie, Spitalul de Boli Pulmonare, Spitalul de Psihiatrie, Spitalul Militar, Spitalul CFR, dar și Spitalul Municipal Mediaș, Spitalul Orășenesc Cisnădie sau Spitalul din Agnita. Cabinete medicale unde să-și desfășoare activitatea medici de familie vor fi deschise la centrele de permanență din zona Cedonia în Sibiu, dar și în cele din Săliști, Agnita și Avric. Cei care au nevoie de medicamente vor găsi farmacii deschise pe Nicolae Iorga, Bulevardul Mihai Viteazu, semaforului Lungă, Bălcescu, Milea, Constituției sau în alte cartiere mari ale orașului, dar și pe strada Cloșca din Mediaș sau în piața Revoluției din Cisnădie. În mediul rural, asistența medicală este asigurată prin cabinetele medicilor de familie, iar în lipsa acestora, oamenii se pot adresa asistenților comunitari care pot fi alertați în cazuri deosebite. Ieșiți la grătar zilele acestea, aveți grijă unde aprindeți focul. O adiere de vânt este suficientă pentru a stârni un incendiu de vegetație. Specialiștii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență ne dau câteva sfaturi pentru o mini-vacanță petrecută în siguranță. Este o adevărată tradiție în țara noastră că în zilele libere oamenii se iasă la iarbă verde și se încingă grătarele. Nici nu este de mirare, parcă pe o zi toridă nimic nu merge mai bine decât o ieșire în aer liber, iar mirosul de costiță și de mici ar putea da gata chiar și pe cei mai pretențioși între ale mâncării. Atenție însă, înainte de a prinde focul, este bine să vă luați câteva măsuri de siguranță. Un foc aprins într-o zonă periculoasă și o adiere de vânt pot transforma o ieșire în aer liber într-un adevărat dezastru. Având în vedere că în mini-vacanța de Rusalii, mulți dintre cetățenii vor alege să-și petreacă timpul liber în zone turistice, recomandăm respectarea cu strictețe a măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Focul nu trebuie aprins în pădure și nici la mai puțin de 100 de metri de liziera pădurii, iar la plecare trebuie stins. Fumatul nu este permis în locuri cu pericol de incendiu, decât în zonele special amenajate și nici aruncarea la întâmplare a țigărilor nu este permisă. De asemenea, copiii trebuie supravegheați și nu trebuie lăsați în apropierea focului, iar în spațiile de cazare recomandăm să se folosească aparatură electrică, fără a fi defectă sau cu improvizații. Înainte să aprindeți focul, construiți o vatră punând în cerc mai multe pietre care să împiedice întinderea flăcărilor pe iarbă sau căderea tăciunilor. Tot înainte de a prinde focul, pentru grătar este bine să vă aprovizionați cu un bidon cu apă care să vă fie la îndemână în situația în care flăcările scapă de sub control. După ce ați terminat de pregătit mâncarea, stingeți focul, iar înainte să părăsiți zona, aruncați cu apă peste jarul rămas chiar dacă acesta este stins. Aproape 3.000 de bolnavi speră la un bilet de tratament balnear în această vară. Până acum doar puțin peste 600 au reușit să îl și obțină. Cei mai mulți sibieni preferă stațiunile apropiate județului nostru. Până la finele lunii mai, 2789 de sibieni au solicitat bilete de tratament. Dintre aceștia, 679 au și reușit să le obțină. Sibienii au preferat în mare parte stațiunile aflate cât mai aproape de localitatea de domiciliu. Cei care și-au depus cereri și nu au primit încă răspuns speră să obțină un bilet de tratament în lunile iunie, iulie sau august. Cererile de bilete de tratament trebuie depuse cu cel puțin 2 luni înainte de data la care se dorește efectuarea tratamentului. Pentru a obține un bilet de tratament balnear, solicitanții trebuie să depună la casa de pensii următoarele documente: cerere tip, copie după actul de identitate, bilet de trimitere de la medic și copie după cuponul de pensie sau adeverința de venit. Cererile se înregistrează cu 2 luni înainte de luna în care solicitantul dorește să efectueze tratamentul balnear. Cele mai căutate stațiuni balneare din țara noastră sunt Căciulata, Călimănești, Bazna, Buziaș, Felix, Covasna, Olănești, Giurgiu-Băi, Saturn și Govora. Vineri se sărbătorește Ziua Națională pentru Adopție. Este o zi dedicată celor care visează la o familie frumoasă și împlinită. În ultimii 3 ani au fost adoptați în județul nostru aproximativ 70 de copii.
Ziua de 2 iunie este dedicată zilei adopției. Această sărbătoare, dacă o putem numi așa, este dedicată tuturor sufletelor abandonate în centre de plasament, suflete care așteaptă să-și găsească viitorii părinți. Dacă în străinătate oamenii sunt mai deschiși, iar adopțiile se fac în număr mai mare, în țara noastră lucrurile nu au început să intre pe făgașul normal, abia în urmă cu 5 ani de zile. Chiar și așa, însă, numărul adopțiilor este mult mai mic în comparație cu cel al copiilor abandonați încă de la naștere. Din 2014 și până în prezent au fost adoptați 67 de copii la nivelul județului Sibiu. Numărul adopțiilor a crescut și în Sibiu în ultimii 2 ani. Numai de la începutul anului și până în prezent au fost adoptați 28 de copii. Cele mai multe șanse de a-și găsi o familie care să iubească le au copiii cu vârste mai mici de 3 ani. Cei cu vârste ce duc până la adolescență au reușit să fie integrați într-o familie doar în cazurile în care asistenții maternali care i-au luat în plasament au decis să-i adopte. Reprezentanții de GASPC fac eforturi deosebite pentru a-i convinge pe Sibien să adopte. Spun că acești copii nu au nevoie de părinți perfecți, ci de adulți care să își asume responsabilitatea de părinte și care să aibă iubire de oferit. Persoanele sau familiile care doresc să adopte trebuie să fie atestate ca persoane sau familii adoptatoare. Atestatele se obțin la cerere în urma parcurgerii unui proces de evaluare. Accident cu 2 victime la Cluj. Un tânăr s-a urcat băut la volan și a pus în pericol viața prietenilor săi. Un accident rutier soldat cu rănirea a 2 persoane a avut loc joi dimineață în jurul orei 5 la Cluj-Napoca. Conform IPJ Cluj, un bărbat de 24 de ani din Cluj-Napoca, în timp ce conducea un autoturism pe strada Gheorghe Marinescu pe fondul consumului de alcool, a pierdut controlul direcției de deplasare, intrând în coliziune cu 2 autoturisme parcate. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de peste 0,30 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Accidentul s-a soldat cu rănirea ușoară a pasagerilor din autoturismul condus de tânărul de 24 de ani. De asemenea, pagubele materiale au fost estimate la 10.000 de lei. Prințul Charles este așteptat sâmbătă la Teiuș, județul Alba. Alteța sa va face o vizită privată la Biserica Greco-Catolică din localitate. Prezent în aceste zile la Cluj-Napoca, prințul Charles va merge sâmbătă și în județul Alba, în localitatea Teiuș, unde urmează să viziteze Biserica Greco-Catolică. Se pare că prințul Charles va vizita mai multe obiective de pe traseul Cluj-Napoca-Teiuș, printre care și Salina din Turda. Biserica Greco-Catolică din Teiuș, cu hramul Intrarea în Biserica Maicii Domnului, a fost ctitorită în a doua jumătate a secolului al XVI-lea de către familia nobiliară Rațiu. Edificiul, situat în orașul Teiuș, pe strada Bisericii numărul 304, este monument istoric. Biserica este o construcție în stil bazilical, alcătuită dintr-o navă dreptunghiulară, prevăzută la extremitățile de apus și de răsărit, cu un turn clopotniță și o absidă semicirculară care constituie altarul. Grav accident rutier la Dumbrăvioara, județul Mureș. O persoană a murit și alte 5 au fost rănite în urma unei tamponări frontale între 2 autoturisme. Evenimentul rutier s-a produs pe drumul național 15 în localitatea Dumbrăvioara, județul Mureș. Inspectoratul de poliție județean Mureș a precizat că unul dintre autoturisme a intrat brusc pe contrasens și s-a tamponat frontal cu un alt autoturism, nefiind exclusă varianta unei probleme medicale survenită în cazul șoferului care a provocat accidentul. În urma coliziunii dintre cele 2 mașini au rezultat mai multe victime. O persoană a decedat, 3 sunt grav rănite și alte 2 au răni ușoare. La fața locului a sosit o auto specială, 2 autovehicule de transport personal și victime multiple, câteva ambulanțe și grupa operativă, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș. Constanța va deveni șantier, vor fi schimbate rețelele de apă și canalizare din oraș. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la 84 de milioane de euro. Municipiul Constanța se va transforma într-un imens șantier de lucrări odată cu demararea proiectului de schimbare a rețelelor de apă și canalizare din oraș, a anunțat primarul Decebal Făgădău. În acest sens, consilierii locali au votat studiul de fezabilitate al proiectului, care va fi implementat de regia de apă cu fonduri europene, valoarea totală a lucrărilor fiind de aproximativ 84 de milioane de euro. Mai exact, vor fi înlocuite principalele magistrale de alimentare cu apă din Constanța, rețelele vechi, unele având și peste 80 de ani, precum și rețeaua de canalizare. De asemenea, va fi extinsă rețeaua de apă și canalizare în cartierele noi ale orașului.
Monica Angel a împlinit 46 de ani. Artista este născută pe 1 iunie, însă în ultimii ani a renunțat să mai țină cont de ea, preferând să îi sărbătorească exclusiv pe băiatul său Aviv de ziua copilului. Monica Angel a împlinit 46 de ani de 1 iunie, dar nu a pregătit nimic pentru ziua ei. Motivul? De 4 ani a cedat toate drepturile asupra zilei de 1 iunie fiului ei Aviv. Ziua copilului este acum exclusiv pentru și despre el. Fiul meu este cel mai important din viața. Viața mea este un dar de la Dumnezeu, susține Monica Angel. De când s-a născut Aviv Alexandru în septembrie 2010, artista și-a trecut cariera pe locul 2, prioritară pentru ea devenind ocupația de mamă cu normă întreagă. În acest context, nu e deloc uluitor pasul pe care l-a făcut în 2013. A renunțat la a-și serba ziua de naștere de dragul băiatului său. Asta pentru că artista este născută chiar de 1 iunie, de ziua copilului, când preferă să îl sărbătorească exclusiv pe Aviv în loc să se împartă în două între petrecerea pentru fiul ei și pentru cea proprie cu prietenii. Stella Popescu, cetățean de onoare al Brașovului, una dintre cele mai iubite actrițe din România, și-a petrecut un sfert din viață la Poalele Tâmpei, unde a debutat ca actriță. Stella Popescu a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Brașov. Diploma a fost acordată de primarul George Scripcaru în cadrul ședinței de Consiliu Local. Stella Popescu s-a născut în 21 decembrie 1935 în Orhei, Basarabia, într-o familie de învățători modești. În 1940, după invadarea Basarabiei de către armata rusă, tatăl ei, considerat intelectual, deci dușman de clasă, a fost deportat în Siberia, iar mama, împreună cu fiica, s-au refugiat la Brașov. Actrița a mărturisit că și-a petrecut la Brașov un sfert din viață. Sunt datoare Brașovului, începând de la primii ani de școală și terminând cu facultatea și cu prezența în teatrul din oraș. Prezența Brașovului în viața mea mi-a întărit disciplina, morala și demnitatea. Am un dicton după care mă ghidez. Viața valorează miliarde, dar dacă în piept ai o inimă ce tot arde, rămâi tot tânăr și la 90 de ani, a spus Stella Popescu cu ocazia primirii diplomei de cetățean de onoare. Acestea au fost știrile. Nu uitați, puteți trimite imagini și informații de la evenimentele la care sunteți martori pe adresa de e-mail știri@evenimentsibiu.ro. Sunt Diana Cerciu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!